mâncare tradițională, dansuri folclorice și multă lume. Aceasta a fost atmosfera la deschiderea oficială a Muzeului Satului din Baia Mare. Muzeul Satului din Baia Mare și-a deschis oficial porțile pentru vizitatori. Astfel, începând de ieri, toți turiștii și nu numai pot vedea o parte din tradiția maramureșană în gospodăriile special amenajate pentru ei. Ca în fiecare an, sărbătorim Hramul Bisericii, monumentul Muzeului Satului. Este vorba de Hramul Sfântului Gheorghe. Este sărbătoarea muzeului nostru. Cu această ocazie deschidem toate activitățile de peste an. Sperăm ca pe parcursul timpului această sărbătoare să fi devenit și sărbătoarea orașului, sărbătoarea de primăvară a orașului nostru. Cei care au trecut pragul muzeului s-au putut înfrupta din mâncăruri tradiționale, special gătite pentru ei în aer liber. Cam 150 de litri de căldare. Pe lângă gulaș, ați pregătit și mămăligă, sau? Da, mămăliga cu brânză și cu jumări. La deschidere nu a lipsit nici programul artistic, precum dansul la șură sau un mini-concert. Începând din acest an, turiștii vor avea ce vedea în plus față de anii trecuți. Astfel, numărul gospodăriilor tradiționale va crește. În aproximativ o lună vom mai da în circuitul de vizitare două gospodării și pe lângă ele un lucru deosebit, instalații tehnice care vor funcționa. Deci avem două mori și sunt astfel restaurate încât pot să funcționeze și se vor putea face demonstrații, mai ales pentru tinerii care vor să știe cum se măcina grâul înainte. Cele două mori au fost aduse din localitățile Hărnicești și Desești și au o vechime de câteva sute bune de ani, ele datând din secolul XVIII. În consecință, turiștii vor avea ce vedea la Muzeul Satului din Baia Mare, doar se treacă pragul.